Avem în vedere, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova, pe care, distinși membrii ai Parlamentului, aveți onoarea să îi reprezentați. Mulți dintre ei, în ultimele luni, și-au făcut auzită vocea din stradă, cerând un viitor mai bun pentru ei și copiii lor, solicitând lupta împotriva corupției, eradicarea corupției și protestând împotriva politizării instituțiilor statului. Doresc să subliniez că atunci când vorbim despre procesul de reformă și punerea în aplicare a acordului de asociere, nu este vorba despre a face pe plac Uniunii Europene sau Bruxellesului, ci despre consolidarea democrației și crearea de noi locuri de muncă și condiții mai bune de viață pentru cetățeni. La finalul lunii octombrie vor avea loc alegeri prezidențiale, dar acest lucru nu ar trebui să împieteze asupra implementării reformelor asumate a calendarului de comun agreat. Au existat prea multe întreruperi în trecutul apropiat și de aceea îndemnul meu către dumneavoastră este să nu ne oprim eforturile încă o dată.